Hristos a înviat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ce semne arăți că ai dreptul să faci acestea? Iubiți credincioși, iată-ne în vinerea din săptămâna luminată, vinerea numită Izvorul Tămăduirii. O sărbătoare deosebită, o sărbătoare în cinstea Sfințirii Biserici, o sărbătoare în care toate curg, apele se sfințesc spre tămăduire. Dar iată că astăzi Sfinții Părinți ne provoacă într-un fel și ne prezintă episodul în care Mântuitorul intră în templul din Ierusalim și vede că acolo lucrurile se schimbaseră. Sensul locului pe care îl sfințiseră în vederea relației cu Dumnezeu era acum un fel de târg, un talcioc. Și anume, se vindeau porumbei, se vindeau oi, se vindeau capre, se vindeau boi, erau schimbători de bani, pentru că acolo unde se adună lume din multe locuri ale pământului și banii diferă, există mici comisioane la schimb. Există acest comision ascuns sau pe față, nu s-a inventat ieri sau alaltă ieri. Nu, era de mult. Și atunci Mântuitorul s-a mâniat cu o sfântă mânie și a pus mâna pe un bici și a răsunat arabele vânzătorilor de bani și a scos din templu animalele aduse spre vânzare. Și atunci toți s-au speriat, dar mai mari poporului au venit și i-au spus-o pe românește: Franc, ce semne dai că ai dreptul să faci aceasta? Și Mântuitorul le-a spus: dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi zidi. Ne aduce aminte că atunci când Caiafa căuta pricină, după ce Mântuitorul era în mâinile sale, fusese vândut de Iuda, căuta o pricină să îl răstignească, să-l omoare și să scape de el. Și nu găsea pricină până când au venit mulți martori mincinoși. Și au venit, se spune de către Sfântul Evanghelist Marcu, la sfârșit, 2 martori mincinoși care au spus: acesta a spus că voi dărâma templul și în 3 zile îl voi zidi. De ce că ți-a spus oare Sfânta Scriptură că au venit 2 martori mincinoși? Ei bine, iată că astăzi aflăm că nu erau martori mincinoși. Martori mincinoși se numeau că erau plătiți. Dar nu se făcea diferență între un martor plătit și un martor mincinoși. Cu alte cuvinte, l-a pus cineva pe un om să spune ceva despre alt om. Acum, să știți că sunt și lucruri adevărate pe care cineva poate să le spune despre alt om, dar acele lucruri trebuie să fie așezate în context. Dacă cineva scoate din context un lucru și îl prezinte într-un anumit fel, poate să fie folosit lucrul acela împotriva celui care poate să aibă de suferit. Și de aceea martorii care, iată, astăzi aflăm că spuneau un lucru adevărat. Mântuitorul însuși spusese în templu: dărâmați templul acesta și 3 zile îl zidesc. Și ei s-au numit martori mincinoși pentru că ei au scos din context ceea ce Mântuitorul chiar spusese. Dar să mergem mai departe. După ce le-a spus, toți s-au gândit și mai ales cărturarii au și răspuns. În 46 de ani s-a ridicat templul acesta și tu vrei ca în 3 zile să-l zidești din nou? Și spune Sfântul Evanghelist Ioan, dar el nu despre templul acela vorbea, ci despre templul trupului său. Și încheie pericopa de astăzi, de aceea când s-a sculat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese acestea și au crezut Scripturile și cuvântul lui pe care îl spusese Iisus. Iubiți credincioși, iată că în ce lucruri să se lămurească.
așa ca după o sărbătoare pe care am trăit-o și după care începem să ne desmeticim ce s-a întâmplat, aflăm astăzi un lucru minunat, că tot ceea ce facem trebuie să fie justificat. Dar nu justificat de la justiție omenească, ci justificat înaintea noastră și a oamenilor. De ce am făcut un anumit lucru? Pentru că m-am gândit să vă spun câteva lucruri pe lângă ceea ce a fost întrebat Mântuitorul. Dă-ne semn să știm cu ce drept ai făcut aceasta. Iubiți credincioși, Părintele Atenie avea o întreagă pledoarie extraordinară vis-a-vis de pregătirea de luptă. Zicea, Tată, toată viața e o luptă. Dacă e o luptă, trebuie să ne purtăm ca la război. Adică, trebuie să știm câteva lucruri esențiale. Pe ce ne bazăm? Adică, cine suntem noi? În fața celui cu care ne luptăm, trebuie să știm cine suntem noi. Adică, dacă mă lupt cu șeful, trebuie să știu că eu sunt subalternul. Dacă uităm lucrul acesta, este deja pentru noi pieirea. Și dacă ne aflăm totuși în luptă cu șeful, trebuie să știm că din ale subalternului, adică poziției pe care o avem noi, izvorăsc cele ale subalternului. Și atunci știm că trebuie să avem dreptate, dar dreptatea nu trebuie să fie clamată, nu cumva să ieșim așa cu batista și să, cu stindardul și să spunem, da, ca la luptă, fraților, nu, lupta în viață nu se face așa. Știind cine suntem, trebuie să știm pe ce ne bazăm și anume ce argumente avem. Cu alte cuvinte, ce ne dă dreptul să ne luăm la luptă cu celălalt. Exact cum a fost interogat astăzi Mântuitorul, când i s-a cerut, să ne nouă semn ca să știm cu ce drept faci aceasta, sau cine dă dreptul să faci aceasta. Un alt aspect al luptei despre care vorbea Părintele Atenie foarte frumos era acela al adversarului. Cunoaștem adversarul? Cunoaștem cine e cel cu care ne luptăm? Păi de multe ori nu cunoaștem. Că noi credem că are o putere și încolo el are în spate mult mai multe probleme decât de noi. Și ne aflăm de fapt că în loc să luptăm cu un om, luptăm cu un sistem. Și atunci ce facem? Trebuie să știm că și acest sistem poate să fie învins, dar cu o anumită strategie. Și strategia mai cere așa. Să știm distanța dintre noi și adversar. O să spuneți, bine, dar de ce? Așa l-am întrebat și pe Părintele Atenie și chiar mi-aduc aminte. Era un cărcoat așa, de ce și mi-a teamănunte? Păi ce, da, tată, că înseamnă că tu n-ai făcut armata. Când se află ținta la 50 de metri, este înălțător 1. Când se află la 100, este înălțător 3. Deja trebuie să știi cartușul tău să nu fie pe deasupra țintei sau pe sub țintă. Și atunci trebuie să știi distanța aproximativă de la tine până la vrăjmașul tău cu care te lupți, ca din arma ta să pornească muniție care să meargă la țintă, nu să fie prăpădită. Deci trebuie să știm ce distanță este între noi și celălalt. Distanțe, trebuie să știm că distanțele se pot măsura nu numai cu telemetru și cu tot felul de instrumente ale artileriei grele. Se pot măsura cu inima. De multe ori m-am întrebat cum de putea Mântuitorul să vorbească în fața a 5.000, 10.000 de oameni, pentru că odată îmi dat și să mănânce, de aia știm că erau în afară de bărbați și femei, erau ca la 5.000. Înseamnă că erau foarte mulți. Credeți că erau așa împășurați cu tot felul de microfoane cum suntem noi? Nu. Mântuitorul îi iubea așa de mult pe toți, încât distanța dintre el și ei era zero. Parcă le șoptea la ureche. Cum credeți că nu a auzit Iuda, care era lângă Mântuitorul, cine va împinge după mine în blid, acela mă va vinde? N-a auzit decât Ioan. De ce? Pentru că se știe că Ioan era ucenicul cel iubit. Când iubești pe cineva, nu trebuie să ții din gura mare.
Dacă vă aduceți aminte când ați fost îndrăgostiți și dacă n-ați fost până acum, vă urez să fiți îndrăgostiți, nu era nevoie să țipați lucruri care nu se țipă. O să spun eu, nimănui, te iubesc. Pentru că în partea cealaltă, distanța se măsoară cu răceală. Adică un copil odată l-a întrebat pe tatăl său, tată, de ce când te-ai certat cu vecinul, țipai la el? Crezi că n-auzea? Zice, nu, dar era așa de departe de mine și de sufletul meu, încât credeam că trebuie să țip mai tare ca să mă audă. Distanța o facem și noi, dar o putem și controla noi. Putem să o facem mică atunci când iubim pe celălalt și putem să o facem mare chiar dacă cel de lângă noi este la câțiva pași. Și începem să țipăm, începem să urlăm, începem să ne impunem. Și dacă cineva atunci ne-ar întreba, dă-mi semn, pentru ce sau cine te îndreptățește să faci acestea, nu ai ști să răspunzi așa cum a răspuns Mântuitorul, dărâmă templul și în 3 zile îl voi zidi. Ce înseamnă acest argument pe care Mântuitorul l-a dat? După ce ne-am străduit să vedem ce este războiul acesta duhovnicesc între noi și cum să stabilim distanța, trebuie să știm încă un lucru extraordinar. Pe ce ne bazăm? Și spunea Părintele Sine, tată, dacă ai un tun, armă de armă, bate la 3 km, cu precizie, și tunul ăla n-are un afet așezat pe piatră, zice, zbor și tu și tu, nu. Așa este. Poți să folosești armament care te poate omorî și pe tine, dacă nu te bazezi pe ceva adevărat. Și revenind la argumentul pe care l-a dat Mântuitorul în fața celor care l-au întrebat cu ce drept face aceasta, a spus, dărâmați templul acesta și în 3 zile zidesc. Noi suntem în stare să ne luptăm cu șeful. Și când șeful vede că încet, încet avem dreptate, începe să ne aburească, așa pe românește. Și îi întreabă, bă, dar cine ești tu? Cam asta, asta traduce și spusa cărturarilor către Mântuitorul. Cine îți dă dreptul să o faci asta? Avem noi curaj să spunem, dăm afară că îmi rezolv viața altfel? N-avem. Pentru că, de fapt, mi-aduc aminte că spunea părintele Arsenie Boca, cel mai mare dușman al duhovniciei este acela că lumea judecă preoții. Pe mulți duhovnici îi judecă după păcatele lor, iar pe cei pe care nu-i pot judeca, de aceea se tem. Înseamnă că îi îndepărtează pe oameni de duhovnici, pe de o parte, păcatele lor, ale duhovnicului, și pe de altă parte, păcatele celor care nu vor să se spovedească de frică sau de rușine. Să știți că așa suntem și noi în fața șefului, ca să luăm războiul de sus în jos. Că războiul cu cei mai mici o să-l discutăm, dar aproape că nu mai e interesant. Gândești pe poziție o anume și arunci pietre numai. Nu e mare lucru să câștigi războiul. Ei bine, atunci când îți spune franc șeful, mă tată, n-ai niciun drept să faci asta, să ne dezgolim de noi, că asta vrea Mântuitorul. Și în 3 zile ne refacem. Păi cum? Nu o să putem să ne dăm așa trupul într-o parte, ci încărcătura cu care am început războiul să o dăm la o parte. Și zici, uite, șefule, gata, eu renunț la ale mele și în 3 zile o luăm de la capăt. Și atunci se va gândi el, păi bine voi, dar eu am funcția asta de atâta vreme, de 46 de ani, și tu vrei ca în 3 zile să mă dai datura? Nu se poate. Și începe războiul. Dar un război liniștit, un război cu un armament pe măsură și în acele 3 zile de pocăință, cu siguranță că Dumnezeu va lumina mintea șefului să te lase în pace. Așa se pune problema în războiul cel nevăzut, la care ne duce mintea astăzi de izvorul tămăduirii, când Mântuitorul a fost solicitat foarte franc de către cărturari, spunându-i, arată-ne semn cu ce drept faci aceasta. Curățenie ne uităm toți în jur și toți am vrea să facem curățenie. Numai așa, trecând prin viața Ovidiu, vă imaginați când vedem mașinile stând, toți am vrea să facem ceva, da? Dar
Atunci când avem în minte întrebarea cu ce drept vrei să faci aceasta, trebuie să stăm puțin să ne gândim. Și să spunem așa, chiar așa, cu ce drept vreau să fac eu aceasta? Am eu puterea? Singura noastră putere este să ne rugăm să dea Dumnezeu minte luminată, să încheie ăștia mai repede șantierul. Bine, dar v-am dat un exemplu așa, că am trecut atâtea ori, vreo câteva luni, pe lângă un șantier care parcă stă. Cred că mai repede au făcut romanii edificiul cu mozaic, pe care voi să-i acopere acum, decât o să facă primăria Piața Ovidiu circulabilă. Dar mă rog, asta e treaba lor. Cu ce drept judec eu, o să dau seama înainte lui Dumnezeu, dar vreau să vă dau dumneavoastră un exemplu decât că putem să aplicăm ceea ce Mântuitorul a găsit astăzi în templu. Atunci când găsim lucrurile în neregulă, suntem datori să luăm poziție. Dacă avem putere multă, adică o credință deosebită, putem să trage de barbă pe careva. Dar puterea aceea trebuie să știm că ne aparține, că avem un sistem în spatele nostru care ne susține, nu o românește o șleacă de trădători care se oprece în stânga și în dreapta mai ceva decât ucenicii în grădina Ghetsimanii. Că trebuie să știm și cu cine ne însoțim la luptă. Știți cu cine s-a însoțit Mântuitorul la luptă? Cu unul singur, cu Tatăl Ceresc, atât. Atât. Și Petru când a zis că, Doamne, dacă toți vor pleca, eu voi rămâne, a zis, da, nu va cânta popor. Fii pe pace. Mă vei trăda și tu. Nu, Doamne, eu nu, până la moarte. E, la moarte a fost până în grădina Ghetsimanii și s-a încheiat. Credeți că dacă Mântuitorul a pățit așa ceva, nu vom păți altceva? Nu, dar asta nu ne îndeamnă la viclenie. Ne îndeamnă la realitate. Așa cum Mântuitorul a zis, Părinte, dacă este cu putință, treacă paharul acesta de la mine, dar dacă nu, precum voiești tu, nu cum voiesc eu. Acesta este mesajul Evangheliei de astăzi. Un mesaj în care trebuie să aflăm că viața este o luptă, dar nu o luptă care ține sperie. Este o luptă de strategie, o luptă de principii, o luptă adevărată în care trebuie să știm, exact cum am spus la început, pe ce poziție ne aflăm, în primul rând. Și în al doilea rând, pe ce poziție se află cel cu care vrem să ne luptăm. Și dacă vom stabili că distanțele încep să se micșoreze, nu fizic, și prin dragoste, încet, încet putem să începem acest război, dar nu pe față, așa cu focul grecesc, să aruncăm unii de alții cu iulele, nu, ci pur și simplu cu gânduri bune. Încercați strategia gândului bun și veți vedea că nu mai este nevoie să știți la ce distanță este vrăjmașul față de noi, pentru că vrăjmașul acela este chiar sub fața privirilor noastre. Și nu trebuie să țipăm la el ca peste gard sau peste voi, ci pur și simplu trebuie să-i spunem ce credem noi și atunci el va accepta. Atunci, să știți că erau odată doi ciobani și fiecare era cu turma pe un alt versant al muntelui. Și distanță mare, vă imaginați. Și întreabă unul din partea asta, oile mele, le-ai văzut, mă? Acum celălalt de lângă el, exact pe principiul ăsta al scurtării distanței, a zis așa, și-a dat în cap că nu. Adică pentru el era așa de simplu să-i dea un răspuns, nu trebuia să zice. Acum, bineînțeles că nici n-a înțeles mare lucru cel care l-a întrebat, dar el s-a simțit liniștit că i-a răspuns așa cum i-a răspuns. Iubiți credincioși, ne rugăm ca în ziua de astăzi să putem să ne pregătim să avem argument la această provocare a lumii de astăzi. Când facem ceva, să știm că în urma actelor noastre vom fi solicitați să răspundem cu ce drept am făcut aceasta. Și dacă suntem în stare să ne dăm pe noi înșine, vom spune, dă rămas templul acesta și în 3 zile îl vom citi. Nu noi de unii singuri, ci cu Dumnezeu. Așa să ne ajute cu Dumnezeu.